Bun găsit, mai liniștit așa după victoria asta. Ați început play-off-ul, cum ați catalogat play-out-ul că l-ați început? Un play-out bun în grafic? Eu cred că da. Chiar dacă nu am câștigat primul joc din play-out contra celor de la Dinamo, am luat doar un punct. Cred eu că am făcut un joc bun și am spus-o la momentul respectiv. Dinamo nu și-a creat nicio ocazie, practic, nicio ocazie. Am avut 3 ocazii destul de mari de a marca, n-am reușit. La fotbal, că nu marchez goluri, este foarte greu să câștigi. Poate mai dacă își dă adversarul autogol. Dar echipa a făcut un joc foarte bun. Eu cred că am jucat mai bine contra lor în campionat decât am făcut-o în cupă. În cupă am reușit să câștigăm cu 1-0 și puteam și în cupă să mai marcăm. Din păcate n-am reușit, am câștigat doar cu 1-0. Dar în campionat, primul meci din play-out, cred că am făcut un joc mai bun. Bun, a venit meciul cu Mediaș, victorie. Urmează un meci cu Argeșul extrem de important, care v-ar ajuta practic să luați un pic de avans și să-i lăsați pe FC Argeș mai în urmă. Da, a fost o victorie clară la Mediaș contra celor de la Hermannstadt, cu toate că prima repriză nu am jucat așa cum ne-am dorit. Ok, nici Hermannstadt nu ne-a pus probleme, nu și-au creat nicio ocazie de a marca, dar în repriza a doua chiar am făcut o repriză foarte bună, am reușit să marcăm 3 goluri. Nu mi-aș fi dorit să primim acel gol din fază fixă, dar l-am primit. Apropo de FC Argeș, vin după o înfrângere, cum îi simțiți? Un meci bun făcut de ei, de altfel. Da, au făcut un joc bun. Au pierdut, dar cred eu că vor fi și mai determinați la partida de sâmbătă contra noastră, pentru că își doresc să câștige puncte. Nici ei nu sunt, foarte liniștiți, chiar dacă au 21 de puncte. Ok, nici noi, care avem 23, nu suntem foarte liniștiți, deci fiecare echipă își dorește să câștige cât mai multe puncte. Va fi un joc, cred eu, și sper să fie un joc bun făcut de echipa mea, îmi doresc acest lucru. Da, chiar dacă FC Argeșul este o echipă bună și a demonstrat-o până acum. Dar și noi suntem o echipă solidă, suntem o echipă care avem în formula noastră și în lotul nostru jucători de valoare. Să încheiu cu meciul cu cei de la FC Argeș, măsuri speciale pentru Malele? Pare un atacant extrem de bun acolo în fața porții. Ok, este unul dintre atacanții foarte buni ai campionatului nostru, dar acum face ceva special pentru Malele. Noi pregătim toate jocurile cât de bine putem, cu mare responsabilitate, seriozitate din partea băieților, cred că au demonstrat în toată această perioadă de când lucrăm împreună. Așa vom face și contra FC Argeșului. Ne dorim să câștigăm, vom pregăti jocul de așa manieră să câștigăm. Cum rămâne de văzut dacă vom și reuși. Domnule Negoie, a devenit o normalitate ca la Astra banii să nu fie la timp și acum știu că sunt întârzieri, două luni și ceva probabil. Vă e greu să, nu știu, în unele momente să gestionați situația sau toți și-au dat seama că de fapt așa este în momentul ăsta? Sau? Ok, eu cred că se vor rezolva problemele, probabil mâine vor primi o parte dintre restanții băieții, cel puțin asta. Am discutat cu președintele nostru, cu Dani Coma. Dar băieții, sincer, au fost admirabili până în acest moment și așa vor fi în continuare. Deci chiar lucrez cu băieți de mare caracter. Nu s-a pus problema niciodată sau nu au făcut, scandal că nu și-au primit o lună banii. Banii și vor primi. Asta s-a întâmplat tot timpul, asta e clar, asta trebuie să o spunem și asta, numai că de obicei se întâmplă nu la timp. Ne dorim, sigur, ca toți oamenii care muncesc să fim plătiți la zi. Că au fost întârzieri, am înțeles, patronul este într-o situație
nedorită de către noi, așteptăm să se întoarcă cât mai repede alături de, de noi, alături de echipă. V-a mai transmis ceva? Ați apucat să mai... Nu am vorbit deloc cu dumnealui, nu, chiar nu am avut, nu am avut cum. Sigur, vorbesc cu Dani, cu Dani în fiecare zi, Coman știu tot ce, ce se întâmplă, știu eforturile care se fac ca jucătorii noștri să fie plătiți. Dar am spus, băieții au dat dovadă de, de caracter, au dat dovadă de profesionalism, nu, nu s-a pus niciodată problema, știu eu să, nu știu, să fie nemulțumiți că nu, nu ne-am primit banii. Știu că își vor primi banii și așa vor sta, vor sta lucrurile, dar avem promisiuni că mâine își vor primi o parte din instanță. Bun, nu, nu se poate să nu observi când Eugen Neagoe vorbește despre Dinamo sau îi se adresează o întrebare despre Dinamo că nu e în elementul lui. Cum, de ce această situație? Așa de mâhnit, supărat sunteți pe cei de la Dinamo? Nu sunt supărat, nu mai sunt supărat sau nu, nu am nicio răutate vis-a-vis de, de către cei de la, de conducerea celor de la Dinamo. Ba dimpotrivă, sunt prieten cu mulți oameni care au condus și, și conduc Dinamo. Am prieteni Dinamo vești, nu se pune problema așa. Acei suporteri care nu m-au dorit încă din prima zi când am ajuns la Dinamo, au tot ce și-au dorit și au îndeplinit obiectivul. Eu am plecat, am stat practic un meci și încă 20 de minute din al doilea meci pe banca echipei. Asta așa a fost să fie. Chiar nu am nicio... nimic de reproșat cuiva. Ei și-au dorit ca eu să nu, nu continui la Dinamo. Obiectivul lor a fost îndeplinit. Ei conduc clubul în acest moment. Au rezultatele pe care le au. Ce puteți comentezi? Nu, nu mă interesează ce se întâmplă la Dinamo. E, e un club pe care totuși încă mai aveți un meci cu ei în, în cupă. Nu știu. Cum vedeți așa clubul de departe, să spun? Am spus, nu mă interesează ce se întâmplă la Dinamo, absolut deloc. Da, ca și echipă, ca și rezultat. E până la urmă un brand al României, așa cum sunt, eu știu, FCSB, CFR, Craiova. Sunt perfect de acord, dar uitați-vă... Da, acum am cu experiență și... Da, dar uitați-vă ce se întâmplă și în Europa, la noi, ok. Și Universitatea Cluj este un brand, și Petrolul Ploiești este un brand. Și Farul Constanța este un brand, Poli Timișoara este un brand, Rapid este un brand, Craiova, două branduri. Două branduri, va fi interesant, nu? Da. Brașovul este un brand. Sunt echipe foarte mari. Acum ce să facem? Chiar ultimul joc sau ultima etapă din, din Bundesliga a hotărât soarta unei echipe mari. Schalke 04 va merge în Liga 2. Asta este situația. Vor merge în Liga 2, se vor reorganiza, vor fi mult mai atenți la ce, ce vor face și cu siguranță Schalke va reveni după un an în prima ligă și vor deveni sau vor reveni mai puternici decât au fost în acest moment. Am spus, chiar nu mă interesează acum asta cu brandurile, ok. Dinamo a avut jucători formidabili. Jucători mari, de nivel european, mondial. Tot respectul pentru acei jucători care au făcut istorie pentru, pentru România. Dar este istorie. Ceea ce se întâmplă acum este realitatea din acest moment. Și așa cum i-ați simțit și la experiența dumneavoastră, jucătorii lui Dinamo, pentru că s-a pus la un moment dat în presă și nu numai, problema dacă acești jucători au valoare și se întâmplă altceva sau chiar nu au valoare. Cum i-ați simțit în teren? Sunteți totuși un antrenor care antrenează de atâta timp în Liga 1. Din punctul meu de vedere, Dinamo are în componența lotului jucători valoroși. Foarte mulți dintre ei, unii care au jucat la echipa națională, deci nu se pune problema. Chiar au, au jucători, jucători valoroși. Sincer, poate și eu mi-aș dori jucători de la Dinamo, care joacă în acest moment la Dinamo, dar nu știu dacă vom putea aduce noi, poate dacă rămâne un jucător liber sau știu eu, nu știu ce se va întâmpla pe viitor. Dar, da, am o componență, am spus, jucători valoroși, dar
jocul, punctele. Chiar așa niciun antrenor nu e bun acolo. Eu n-am spus și acest lucru. Nu, păi mă refer dacă jucătorii sunt valoroși, habar n-am, au susținere, am văzut suporterii, unii dintre ei fac eforturi, alții încearcă, nu știu, pe toate, pe unde-i vina, că nimeni nu mai înțelege. Suporterii au ajuns unde și-au dorit. Ei și-au dorit. În urmă cu 2 ani, când eu am ajuns la Dinamo, când am semnat cu Dinamo, ei din prima secundă nu au început să mă conteste. Ok, a fost dorința lor. Exact, au ajuns ei la conducere, ei conduc acum, în acest moment. Să fie sănătoși, să conducă așa cum își doresc, să aibă rezultatele pe care și le doresc. În acest moment chiar nu mă interesează. Multă sănătate tuturor, un Paște fericit tuturor, să ne vedem sănătoși. Bun, nu pot să nu vă întreb în final și la anul se anunță o luptă interesantă în Liga 1, CSU cu FCU, cum credeți că va fi și cu spectatori, că deocamdată nu sunt. E rupe bănia? Sincer, da. Va fi interesant. Dacă voi avea posibilitatea, voi ajunge și eu la acel joc, la unul dintre acele jocuri. Dacă voi avea posibilitatea, cu mare plăcere voi merge. Și apropo de spectatori, cum e când ai mereu tribunele goale? Eu am spus întotdeauna. Cred că la Craiova trebuie mai multă înțelegere din partea oamenilor care conduc fotbalul. La Craiova trebuie să fie o echipă foarte puternică, valoroasă, să câștige campionate, să ne reprezinte cu cinste în Europa, pentru că se poate. Sunt condiții formidabile, niciodată n-au fost așa condiții și aici mă refer în primul rând la baza de pregătire. Mă rog, în acea bază am crescut și noi, în acea bază am făcut foarte multe antrenamente, canturamente, pentru că este de foarte mult timp a echipei, dacă nu greșesc, undeva din 86-87 probabil. Când ne-am mutat în acea bază de pregătire, care acum este la cel mai înalt nivel, s-a renovat, terenurile sunt perfecte de antrenament. Deci au toate condițiile. Niciodată nu au fost condiții așa de bune la Craiova. Stadion nou. Din păcate, da, am rămas noi cei ultimi jucători care am adus campionatul la Craiova. Credeți că cu ce s-a întâmplat cu Botoșaniu cam gata pentru CSU, nu? CSU Universitate. Da, din păcate pentru ei, pentru suporteri, în primul rând, suporterii își doresc foarte mult să fie din nou campioni. Știți foarte bine ce se întâmplă la Craiova, la meciurile Craiovei, de când eram copil și am crescut. Mergeam pe stadion încă de la 10 ani și știu foarte bine ce înseamnă. Va fi o dezamăgire mare, pentru că a mai trecut un an, Craiova nu a câștigat campionatul, iar acei suporteri, sincer, merită cu prisosință o echipă mare la Craiova. Dar acum, dacă de înțeles, apropo de lot, că ne uităm peste lot și par jucători extrem de importanți. Adică, nu știu, ok, jucători valoroși, dar acum eu nu aș putea să vorbesc despre jucătorii Craiovei, pentru că nu lucrez în fiecare zi cu ei și așa să-mi dau cu părerea, este ușor, asta putem să o facem cu toți, oricine poate să-și dea cu părerea, dar nu pot să vă spun, pentru că nu lucrez zi de zi cu ei. Dacă aș lucra zilnic cu ei, aș putea spune dacă putem să ne batem, putem să câștigăm campionatul sau nu. Ok, Craiova știu că de 3 ani are obiectiv campionatul, dar din păcate nu ajunge să-și îndeplinească obiectivul. Este problema lor. Nu știu dacă și-o vor rezolva sau nu, iarăși rămâne de văzut. Dar în acest an este destul de greu. Este totuși o diferență. Mai sunt încă 8 jocuri, e adevărat, dar odată cu trecerea etapelor, dacă mai trec, nu știu, una, două etape și Craiova nu acumulează puncte, nu câștigă jocuri, va fi destul de greu. Mulțumim. Da. Mersi mult. Vă mulțumesc.